Nu doar hotelurile și pensiunile sunt la mare căutare în acest an. Mulți dintre români declară că preferă locurile autentice. Așa se face că în inima Bucovinei, trei căsuțe tradiționale cu sobe și prichici au fost rezervate cu foarte mult timp în urmă pentru sărbătorile de Paște. Cei care le-au trecut deja pragul mărturisesc că te simți ca în casa bunicilor. Căutare de liniște în perioada Paștelui, mulți români fug de agitația orașului și de problemele cotidiene. Într-un astfel de loc am poposit și noi. În inima naturii, la Prisaca Dornei, trei case cu istorie de câteva sute de ani și așteaptă turiștii, protejate de râul Moldova. Așadar, cine dorește să ajungă la ele, trebuie obligatoriu să-l traverseze. Avem un singur drum care se vede înainte și traversează râul, atunci e nevoie de mașină de teren. Ce zic turiștii când ajung la apă? Mulți sunt surprinși, deși eu îi avertizez dinainte să nu fie speriați că o să trecem râul, însă pentru mulți e o experiență nouă. Turiștii care aleg să vină la o astfel de pensiune au parte și de un alt fel de experiență, și anume experiența unui traseu de off-road pentru a ajunge la cazare. Odată ajunși la destinație, turiștii sunt întâmpinați conform tradiției cu pâine și sare, dar mai ales cu căldura specifică bucovineană. Bine ați venit! Ce faceți? Ce avem aici? Vă așteptăm cu mare drag, un colac proaspăt făcut acum, zacuscă. De Paște, turiștii vor avea parte de o masă încărcată, pregătită în pensiune cu produse de la fermă, friptură și stufa de miel, ouă roșii colorate cu coș de ceapă, copturi făcute ca pe vremea bunicilor și, bineînțeles, nelipsitele pampuște sau gogoși. Cine dorește, normal, poate să vină în bucătărie să vadă cum se gătește, cum vopsim ouăle cu coș de ceapă natural. Și asta a fost de la bun început ideea, să păstrăm cât se poate tradiționalul și vechiul, să-l aducem la nou și nou să-l împletim cu vechiul. Și aici, după cum ați observat, produsele 80% sunt de la noi, de la fermă și sunt 100% naturale. Ferma este o surpriză atât pentru copii cât și pentru adulți. Turiștii se pot juca cu iepurașii, văcuțele, caprele și oile. De asemenea, proprietarii îi lasă pe ei să culeagă ouăle proaspete din cuibar. Eu cu mânuța le punem frumos, lăsăm unul cuibar. Ca să știi unde se vine. În noaptea de înviere, turiștii vor coborî spre biserică sau vor merge la mănăstire, tot cu mașina de teren, pusă la dispoziție în permanență de către gazde. Pe lângă relaxare, aceștia pot alege să se aventureze pe zeci de trasee, în zonă fiind mai multe obiective, precum codrii seculari de la Slătioara, popii Rareului sau Pietrele Doamnei. Cei care au ales să petreacă sărbătorile pascale aici, în Bucovina, vor avea parte de foarte, foarte multe surprize. Vor petrece Paștele într-o zonă absolut minunată. Vor fi cazați în aceste căsuțe vechi de câteva sute de ani, ca pe vremea bunicilor, având parte însă de tot luxul și modernitatea zilelor noastre. Și pe masa de Paște vor avea bunătăți produse chiar aici, în gospodăria fermei, din cadrul pensiunii.